Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Să citim uh, o parte din acest capitol. Va fi o citire puțin mai lungă, dar este Cuvântul Domnului și este minunat și niciodată nu ne îndelegnim unde ajuns cu citirea. Iată, vom citi de la versetul 1 până la versetul 21. Fapte 17, de la versetul 1 la 21. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vesesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime din greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aduc afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva din frați înaintea dregătorilor cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Isus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pedregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Frații, au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au pornit în îndată pe Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Reopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Amin. O citire puțin cam lungă, dar frumoasă, plină de dramatism, plină de acțiune, plină de lucrări minunate ale lui Dumnezeu plină și de surprize și de lucruri neașteptate, neprogramate. Ne aflăm așadar în a doua călătorie misionară a lui Pavel, Pavel și Sila, împreună cu alți colaboratori ai lor, mai apropiați, Timotei, doctorul Luca și alții, se află în această a doua călătorie misionară. Am văzut lecția trecută, cum a fost prima lor oprire în Macedonia, respectiv într-o cetate a Europei, în cetatea Filipii. Și acolo ne-am uitat la câteva personaje care ne-au fost prezentate de către doctorul Luca în capitolul 16 și am vorbit despre vieți transformate și cum Evanghelia transformă viața. În această seară vom vorbi despre trei cetății. Povestea celor trei cetăți. Acesta este titlul. Sub motoul acesta așezăm lecțiunea din această seară. Pentru că ne aflăm tot în Macedonia și vom vedea că Pavel, împreună cu colaboratorii lui, Pavel cu Sila și cu ceilalți, din Filipii, după ce scapă din închisoare și sunt rugați de dregători să plece, se duc mai departe și prima oprire o vor face în Tesalonic, a doua oprire în Berea, o cetate mai mică, și apoi vor ajunge într-o cetate mult mai mare, Atena, centrul filozofiei grecești, centru de cultură și de filozofie în Antichitate. Și acolo uh, vom vedea cum se comportă un creștin. Vom vedea ce fac acești misionari și ce au de lucru și cum pun ei problema. Sigur că abia în partea a doua, dacă va voi Domnul, deci săptămâna viitoare, joia viitoare, ne vom ocupa de predica lui Pavel în uh, uh, Areopag acolo în prezența și în fața filozofilor. Dar în seara aceasta vom prezenta cele trei opriri, cele trei uh, puncte de misiune, și anume Tesalonic, Berea și Atena. Pentru Atena vom face doar partea de introducere, nu vom intra în discursul propriu-zis, în predica propriu-zisă. De aceea am intitulat lecția Povestea celor trei cetăți, pentru că avem, iată, trei cetăți în atenție aici în capitolul 17. Era un drum în antichitate, un drum care traversa câteva țări, se numea Via Egnatia, pentru că așa s-a numit senatorul Roman, care a sponsorizat drumul, romanii, dacă erau specialiști în ceva și au rămas în istorie, au rămas cu multe lucruri importante, bune, dar au rămas cu această reputație și, și cu acest nume bun că au făcut drumuri în Imperiu, drumuri bune, drumuri pietruite. Și au făcut posibile, iată, călătoria și comerțul și transportul. Asta au făcut romanii, să nu-i confundăm cu românii. Da? Îmi permit o glumă cu foarte multă uh, tristețe și supărare, uh, măcar că îi spun, sau să zicem, măcar că noi spunem că ne tragem din romani n-am păstrat de la romani acest bun obicei să construim drumuri. Vrem să construim fiecare guvern să laude cu câți kilometri de drum o să, o să iasă, știu eu, înainte, dar nu se mai întâmplă. Și mai departe nu mai spun nimic, pentru că mă tem să nu mă lansez în alte aprecieri, și, dar tristețea este foarte mare pentru micuța țară românească, bogată țară săracă și știți cât e de mare? E cât statul Oregon, atât e de mare, cât statul Oregon. Și aproape 30 de ani, iată, au trecut și n-au reușit să facă un drum care să meargă de la nord la sud și de la vest la est. N-au reușit. De ce n-au reușit, vă las pe dumneavoastră să reflectați și să vă gândiți la asta. Dar via Egnatia nu era așa. Via Egnatia avea aproximativ 1200 de kilometri, drum pietruit, Albania de astăzi, Macedonia de astăzi, Grecia de astăzi, Turcia de astăzi și traversa, iată, și făcea posibil în Imperiu și călătoriile și comerțul, așa se face că acest tesalonic, salonic numit astăzi, dar atunci pe vremea aceea în Antichitate, secolul I era tesalonic, oraș port, oraș comercial, puternic centru, își dobândise libertatea, era, sigur, sub dominație uh, romană acum, dar sub aspectul credinței, cum am spus și altădată, romanii le dădeau voie să se închine, să se roage, să se întâlnească în sinagogi, în locuri de închinare, nu-i uh, deranjau, doar să nu facă tulburare în cetate. Așa înțelegem că aici evreii aveau sinagogă și cum au ajuns Acolo, cum au sosit, au mers așa aproximativ vreo 160 de kilometri sud-vest, așa, au trecut, ne spune doctorul Lucra, prin Amfipolis și Apolonia și au ajuns, iată, de la Filipii la Tesalonic. Și imediat în sinagogă s-a oprit și sinagoga a fost centrul care i-a interesat, pentru că au căutat neamul lor, au căutat poporul temător de Dumnezeu, poporul care cunoștea Vechiul Testament, cu care se putea discuta despre ce vorbesc scripturile și despre ce vorbesc profețiile Vechiului Testament. În general, la Apostolul Pavel, dar și la Petru și la toți în Biserica Primară, vom găsi aceleași puncte mari de prezentare a Evangheliei. Și anume, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, Împăratul acesta despre care vor zice tesalonicenii când vor face mare vâlvă în cetate, acesta nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu, Hristosul despre care vorbesc scripturile, Vechiului Testament. Ce nu pricepeau evreii, și aici era o sminteală pentru ei și, și o foarte mare dificultate de a înțelege, este că acest Mesie trebuia să vină, da? să se întrupeze ca om și mai ales să sufere, să moară și a treia zi, după scripturi, să învieze din morți. Și Pavel lua scriptură cu scriptură din Vechiul Testament și în aceste întâlniri din sinagogă asta făcea. Asta le prezenta. Să știți că nu ținea cu ei studiu biblic despre tăierea în despre legile ceremoniale sau despre alte, știu, subiecte uh, interesante și fascinante de altfel din Vechiul Testament. Nu, ei prezentau evanghelia și în evanghelie îl prezentau pe Hristos. Asta era inima evangheliei. Aceasta era vestea bună a lui Dumnezeu. Dacă citim tesaloniceni, cele două scrisori trimise acestei comunități care se formează acum aici, dacă citim cu atenție, atunci mai aflăm câteva lucruri mai frumoase și mai interesante, și anume că în prezentarea pe care a făcut-o Apostolul Pavel atunci când a fost la ei, și doctorul Luca acoperă doar trei uh, zile de sabat, adică trei săptămâni. Se pare că au stat acolo după aprecierea celor care studiază textele mai aprofundat, au stat acolo vreo trei luni, dar doctorul Luca nu acoperă decât cele uh, trei întâlniri de, de sabat, adică trei săptămâni și acordă atenție acestei perioade. Și... Ne spune în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni că încă un subiect foarte important a fost prezentat comunității din Tesalonic. Să vedem dacă mă ajutați sau dacă găsim împreună care ar fi fost acest subiect. Da? Care este textul care se citește la orice înmormântare aproape? Mai degrabă sau mai precis se citește chiar la slujba de la groapă. Da? Care este textul? Păi nu este altul decât textul de, de la Tesalonicen, nu? Nu voi în fraților să fiți în necunoștință față de cei ce au adormit. Și atunci vorbește de venirea Domnului. Deci un profund caracter escatologic, așa se spune, să nu vă potigniți de termenul acesta, dar ăsta termenul pentru lucrurile privitoare la sfârșit. În limba greacă, escaton înseamnă sfârșit. Deci tot ce era cu privire la sfârșit, judecată, venirea Domnului, răpirea și toate cele, cumva intră în acest mare subiect de escatologie. Pastorul nostru, fratele Lazar, este preocupat și este chiar specializat în, în acest domeniu și are din partea lui Dumnezeu lumina și înțelepciunea să dezbată, iată, asemenea subiecte foarte delicate și foarte importante de altfel. Și Pavel la Tesalonic nu face altceva decât să prezinte și partea aceasta. Dar mai este ceva foarte frumos, foarte frumos și... Um, Chiar dacă timpul nu ne este niciodată prieten atunci când vrem să acoperim mult și uh, vorbim multe, dar spunem puține, iată, vă uh, rog să deschideți la 1 Tesaloniceni și am să vă citesc din capitolul 1 doar versetul 3, versetul 2 și 3. Să vedeți ce frumos sună. Pentru că atunci. Vă faceți o imagine despre comunitatea creștină din Tesalonic. Această comunitate care se conturează, care se înfiripă acum în această călătorie misionară. Și iată ce frumos ne spune uh, Epistola și cum vorbește despre ei. Zice, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte, și aici vă rog să fiți foarte atenți, ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de la dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos. Virtuțile împărătești, cum sunt numite, virtuțile teologale, așa se numesc aceste trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea, care mai apar și în 1 Corinteni, în capitolul, spuneți dumneavoastră, 13, cu curaj să nu vă, să nu vă fie teamă, da, acolo este, și iată cum le pune Pavel în contextul comunității din Tesalonic. Și cum vorbește despre ei de frumos, că ei practic trăiau aceste trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea. Ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre, totul este practic, vă rog să observați. Totul este în mișcare, totul este ceva care se, se poate vedea practic, se experimentează lucrarea credinței voastre, osteneala dragostei voastre, tăria nădejdii din Domnul Isus Hristos. Și haideți să citim chiar cu riscul că mai luăm un minut. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Adică au fost bătuți, au fost persecutați, au fost alungați, au fost totdeauna în pericol de a-și pierde chiar viața. Și voi și vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați mimit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă, și aici vă rog din nou să fim atenți, ce frumos spune problema, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia, Adică o să vedem în capitolul 18 că se intră în cealaltă provincie. Acum suntem în provincia Macedonia, dar se va trece în Ahaia, adică în Corint și în Efes și în celelalte localități, cum va continua mai departe cea de-a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel. Dar aici ne spune că purtarea lor și, și exemplul lor, pilda lor a fost așa de puternică încât a răsunat în toată Macedonia, în Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Aceasta e comunitatea din Tesalonic. Acestea sunt calitățile sau așa se, se descrie, așa, așa portret le face Pavel și vorbește despre dragoste, vorbește despre credință, vorbește despre nădejde, despre suferința lor și pilda, exemplul care l-au dat pentru toți cei din jur. Sigur că asta a stârnit foarte multă împotrivire. Și o să-i vedem pe cei din opoziție, pe cei din Tesalonic, că nu doar în Tesalonic au făcut scandal și au făcut răscoală, sau cum să o numim, uh, au făcut așa o, 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 o încercare de a-i uh, linșa, de a-i lichida, de a-i prinde și aproape că au reușit. Păi e un plan întreg, adică au luat niște oameni de nimic, i-au pus la cale, i-au făcut să urle, să facă scandal, au adunat, uh, pentru că vă spuneam e la momentul acela orașul avea libertate, avea, avea, dregătorii ei și au adunat dregătorii, au adunat Consiliul Cetății și au zis, uite, da, pe ei nu i-au mai prins, pe Pavel și pe Sila nu i-au prins, dar acolo unde au fost, unde au găzduit, la Iason, sau cum e astăzi Jason, numele de astăzi mai modernizat, da? L-au târât acolo și au zis, na, ăsta este vinovat, ei sunt vinovați, creștinii, trebuie stârpiți e, e un pericol social și atunci vine termenul acesta foarte foarte interesant care spune că uh, au răsculat cetatea au răsculat cetatea dar de fapt este vorba și traducerea în limba engleză traducerea King James merge până și la o expresie mai, mai dramatică și spune, au întors lumea cu, cu susul în jos sau cu josul în sus sau, mă rog, pe dos. Au întors lumea pe dos, da? Adică a fost o Revoluție. Evanghelia face o Revoluție, schimbă vieți, schimbă oameni, oamenii aceștia erau oamenii care puteau iubi, oamenii care aveau o credință practică, oamenii care aveau o nădejde puternică în Isus Hristos, așteptau pe Domnul, li s-a vorbit despre asta, Pavel cât a stat acolo la ei le-a spus lucrurile foarte clar. atunci îl aduc pe Jason, îl aduc pe Iason, așa, îl trăiesc acolo și la amenință, ăla trebuie să dea un zălog, adică trebuie să dea, să se răscumpere, să dea o sumă de bani, probabil, asta înseamnă, dar nu numai pentru eliberarea lui, ci și pentru garanția că oamenii ăștia nu mai calcă pe aici, nu-i mai primiți niciodată. Deja frații au fost uh, duși mai departe și, și au... Uh, uh, noaptea, spune frații, au trimis dată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea, când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Ce observăm? Totul se repetă. Direct la sinagogă. S-ar putea să aveți aceleași rezultate, s-ar putea să aveți aceleași împotriviri, s-ar putea să, să, să fie oameni care primesc pe Domnul și observați, vă rog, mai ales femeile cu vază, mai ales cei dintre greci, dar și dintre evrei. Așa? Se întorc la Domnul, dar totdeauna se polarizează în două partide. Se formează două partide și, și două grupări. Unii care cred în Hristos, dar unii care spun, nu zic, hai, știi ceva, nu mă interesează, nu e pentru mine, cum spun cei de azi. Indiferență, nepăsare, nu. Cu înverșunare, cu, cu ură și cu cu multă multă dorință de a face rău se, se pun total în opoziție. Dar aici la Berea și uh, despre despre Berea aflăm că de fapt se merge ușor, după cum ne spune istoria și geografia, se merge ușor în partea de vest, uh, în, în partea de sud mai și nu se mai merge pe acea celebră via Egnatia, pe acel drum pietruit, drum, uh, drumul țării. Vă amintiți cum se spunea pe vremuri? Drumul țării, adică drumul pe care se putea circula și era fie asfaltat, fie pietruit. Nu. Uh, Berea era o localitate uh, și au făcut oarecum o deviere de la traseu o să vedem de ce și ce se întâmplă și ajung la Bereia, ajung în localitatea aceasta și merg la sinagogă. Și acum, doctorul Luca face din nou portretul comunității și spune că acești iudei aveau o inimă mai aleasă. Aveau o inimă mai aleasă. E foarte frumos să se poată spune despre tine, despre mine, despre noi, despre creștini, despre oamenii lui Dumnezeu, că au o inimă mai aleasă. Și spune de ce e inima lor mai aleasă. Nu e mai aleasă pentru că erau mai învățați, mai culți, mai intelectuali, erau dintr-o anumită zonă și așa e tradiția celor care sunt din zona respectivă, nu. Spune de ce inima lor era mai aleasă era în consonanță și era în legătură cu ce? Cu Sfânta Scriptură. Cu Sfânta Scriptură. Ei cercetau Scriptura, Scripturile, în fiecare zi. În fiecare zi. Și de ce, ce anume urmăreau? Ce s-a predicat? Unde este în Scriptură? Dacă este așa cum ni s-a spus, dacă ceea ce am auzit corespunde cu textul scripturii. Deci erau, acesta este spiritul uh, de creștin berean. Și este a rămas, a rămas proverbial termenul acesta, să știți. A rămas, uh, uh, a devenit proverbial și așa avem astăzi uh, Berean Bible School, avem uh, Berean uh, Christian Store. Deci numele ăsta se dă la diferite școli, la... La, la uh, biblioteci, la librării creștine sau știu eu, la ce entități din acestea, care, prin excelență, au un mare respect și o mare apreciere pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru scriptură. Acest spirit uh, al comunității din Berea a dispărut a dispărut. Probabil că a dispărut și acel spirit al comunității din Tesalonic, comunitatea creștină, nu a opoziției, ci a comunității creștine, unde dragostea, unde credința, unde nădejdea sunt puternic ancorate în Hristos, unde oamenii îl așteaptă pe Domnul, unde mărturia lor este un exemplu și o pildă pentru toată zona, a dispărut și asta. În creștinismul modern de astăzi. Oamenii nu mai sunt interesați de Scriptură. Păi frate, omul ăsta a bătut câmpii, da? Îmi pare rău de el. Ah, lasă că nu știu de ce l-a pus, sau poate nu-l mai pune, sau până mai vine, treacă de la noi. Oamenii ăștia au fost foarte serioși cu Scriptura, oamenii ăștia au fost foarte atenți și preocupați de ce spune Scriptura, nu de litera Scripturii, nu de slovă, nu de, 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 de legalismul sau de, știu eu, rigiditatea unui anume cuvânt, ci să vadă dacă ceea ce li se spunea este ancorat în Biblie, este în cuvântul lui Dumnezeu. Ori Timotei era în echipă, Timotei era acolo, și lui Timotei Pavel îi spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să dea învățătură, să disciplineze, să-l echipeze pe om, să-l maturizeze, să-l facă pe om destoinic pentru orice lucrare bună. Dar pentru asta, Timotei, trebuie să te ocupi de cuvânt. Și, și uh, apleacă-te asupra cuvântului și, și uh, uh, meditează asupra cuvântului și și Zăpovește asupra cuvântului la timp și ne la timp. Cum spune Psalmul 1, el cugetă asupra legii Domnului, asupra cuvântului Domnului, când? Zi și noapte. Zi și noapte. De deci, aceea este ca un pom lângă un izvor de apă și își dă rodul. Dar astăzi nu mai este disciplina aceasta, nu mai este uh, seriozitatea aceasta. Astăzi nu mai avem Biblia, poate că o avem pe telefon, dar tare mă tem că și cei care se preocupați în timpul slujbei cu telefonul, nu știu dacă, dacă se uită la Biblie și urmăresc textul și predica, măcar că se pune acolo, frații de la stație pun textele pe, pe screen, dar oamenii ăștia, să știți, erau preocupați de Scriptură. Erau preocupați de Scriptură. Ce se întâmplă într-o adunare, este după Scriptură? Ce vorbește predicatorul ăsta, este după Scriptură? Ce viață, ce practică are omul ăsta sau femeia asta sau grupul ăsta sau, mă rog, activitatea asta, este după Scriptură? A, păi asta e problemă care trebuie să-l vizeze pe fratele Lazar. Asta e grija lui fratele Lazar și a lui fratele Arpi și a lui fratele Nelu și a fraților păstori și așa mai departe. E grija lor. Noi... Nu, oamenii ăștia spun că ei, ei, pur și simplu, fiecare din ei erau preocupați de ce spune Scriptura și în fiecare zi, aici îmi place cum subliniază și ne, ne, ne spune nouă în secolul 21, că în fiecare zi ei se uitau în scriptură. În fie... Aveau timp. Nu știu cu ce se ocupau, nu știu ce munceau, nu știu cum își chiverniseau casa și gospodăria și lucru, dar aveau timp. Găseau timp pentru scriptură. Da? Cum găsești timp pentru televizor, cum găsești timp pentru stat pe Facebook sau stat pe internet sau stat pe nu știu ce alte... Uh, jucării din acestea cu tehnologia de azi, oamenii ăștia găseau timp pentru Scriptură. Și interesa dacă ceea ce li se spune, ca să fie bine ancorați și să vadă, măi, are relevanță, are... Păi uite, chiar e scris. Eu am avut o măicuță, așa îi spun eu, nici nu... i-a nici spus niciodată mamă soacră, i-a spus măicuță, mamei mele i-a spus mămică. Așa era rânduiala în vremea și în locul de unde vin eu, dar Lusora Palaghia din Feleac, de pe dealul Feleacului, femeia aceea uh, simplă, văduvă, o femeie foarte credincioasă, n-am avut niciodată uh, nici măcar orientarea sau gândul să-i spun mamă soacră, i-am spus măicuță. Ei, și măicuța aceasta, avea scriptura și mi-a povestit că ea a fost la Biserica Greco-Catolică. Și că timp de 9 ani s-a dus la Biserică cu Biblia și timp de 9 ani venea acasă de la slujbă, de la liturghie și se uita să vadă dacă în predica aia de 15-20 de minute sau cât era a preotului Greco-Catolic, dacă. Predica aceea a fost din Scriptură și a fost după Scriptură. Și era o femeie simplă și o femeie de la țară și o femeie care ai fi zis, ce-o interesează pe asta Biblia? Și atunci pe ea și pe încă câteva femei de acolo din sat, Dumnezeu le-a cercetat, Dumnezeu le-a botezat cu Duhul Sfânt, mergeau apoi peste sate, peste dealuri, peste văi, că n-aveau adunare, ele nu făceau adunare, niște femei nu își permiteau să facă adunare, adunarea se face dacă ai bărbați, dacă ai oameni în slujbă. Ele nu făceau lucrări pastorale sau lucrări din acestea, ele se adunau la rugăciune. Dar Dumnezeu, cu timpul, încet, încet, a adus la Hristos și pe soților și a luat, a luat ființă biserica din sat. Dar mergeau pe sate, mergeau în borhanci, mergeau în, în Fânațe, mergeau, știu eu, în Sălicea și în alte localități pe acolo. Zic asta pentru câțiva clujeni care poate le trezesc un pic nostalgia locurilor, dar erau preocupați de Scriptură. Erau preocupați de Scriptură. În cultul penticostal a fost o mare tragedie, așa, pe la anii 50-60, o mare tragedie care a început, știți cum? Nu zicem noi că a început cu niște femei, Izabele și așa mai departe. Putem să discutăm, odată se poate face o discuție sau un studiu numai pe asta. Dar știți cum a început alunecarea cu măriuțele? Foarte simplu. Și tot de la Măicuța, știu. Și tot de la Măicuța. Prima dată. Acestea, așa zise, le au spus, nu mai citiți Biblia. Nu mai citiți Biblia. De acum nu mai faceți decât ce vă spunem noi. Închideți Biblia, nu mai citiți. Și pastori, și, pastor, și prezbiteri, și diacon, și bărbați cu experiență au fost fascinați și seduși de Duhul ăsta și au închis Biblia. Vedeți? În Berea lucrurile stăteau altfel. Și în biserică lucrurile ar trebui să stea altfel. Ar trebui oamenii să fie preocupați de Scriptură, toți, dar absolut toți. Și când se întâmplă ceva care nu-i în regulă, nu numai fratele Lazar, ci toți. Să spunem, peste păi stai puțin, dragul meu. Așa, frumos, dar totuși apăsat ce se întâmplă și ce faci tu, nu este în Scriptură. Păi da, dar e secolul XXI, e așa, e America, e... dă bine, ne simțim bine, facem, dregem. Da. Deci trebuie să mergem să vedem ce se întâmplă și în Atena. Dar se vede că din Tesalonic, Potrivnicii, opoziția a sosit în berea și nu s-a lăsat până când a stârnit și acolo probleme și necazuri și suferință și persecuții pentru misionarii Domnului, pentru oamenii lui Dumnezeu și așa ei au fost siliți să meargă mai departe și să, să fie duși mai departe. Ne spune textul acolo, zice... Frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Bereia. O să vedem că pe, uh, pe doctorul Luca îl vom reîntâlni la Filipii, pentru că vă amintiți de la lecția cu Filipii și de la lecția mai degrabă cu Troa, unde el apare la noi am știut, noi am înțeles, noi... Uh, am priceput că Domnul ne vorbește și ne trimite în, în Macedonia, ne trimite în Filipii. Vedeți, ar fi putut foarte ușor să apară o discuție și să zic că stai puțin, dar, frate Pavel, ai avut descoperirea aceea că trebuie să vii în Macedonia și acum uite te în Filipii se lasă cu bătaie, se lasă cu închisoare. Uh, în, în, în Tesalonic la fel, în Bereia la fel. da, dar nu mai scăpăm? Dom'le, dar cum adică? Da, dacă Domnul a zis, păi dar nu trebuia Domnul să ne facă așa drum, să mergem drept, să ne presoare eventual și niște flori pe drum și să, să mergem așa? Nu. Ești în voia lui Dumnezeu, ești în planul lui Dumnezeu, ești în... În, în, în drumul pe care te-a trimis Dumnezeu, dar nu înseamnă că ești lipsit de încercări, ești lipsit de persecuție, ești lipsit de opoziție, ești lipsit de oameni care să-ți stea împotrivă și care să să vedeți la un moment dat, ajungem când o să vină vremea, un grup de iudei au făcut un jurământ că nu mănâncă până când nu-l lichidează pe Pavel. A zis, nu mai mănâncă. Dar nu s-au putut ține de legământul ăsta. Dar așa era de pornită opoziția. Aici vin din, din Tesalonic cei din opoziție, iudei aceia, și își pun de gând iarăși să le facă necaz, să-i să prindă, să, să tulbure și să ațițe în roadele. Și acum, Pavel, însoțit de câțiva prieteni, de câțiva creștini, e dus. Dar tocmai asta este ideea, că îl însoțesc ca să-l protejeze, să-l ajute. Și tocmai aceasta este ideea că ceilalți au mai rămas acolo, pentru ca să nu se știe clar, domne, sunt aici sau au plecat, n-au plecat, unii să creadă, domne, uh, n au plecat, sunt aici undeva, i-am văzut noi. Aia doi încă rămăseseră, Pavel, uh, Sila și cu Timotei. Și totuși Pavel a mers mai departe, a mers la, la Atena. Și aici, în Atena, o să vedem că ce o să facem? O să privim puțin, așa, în câteva minute, să vedem ce a văzut Pavel, ce a simțit Pavel, ce a făcut Pavel și apoi, sigur că da, în partea finală, care spuneam, va fi cu Domnului joia viitoare, ce a spus Pavel acolo în Atenă. Era o cetate foarte importantă, o puternică tradiție filozofică, era cetatea lui Socrate, a lui Platon, a lui Aristotel, o cetate plină de temple, de artă, dacă vreți, așa ar spune oamenii de cultură de astăzi, ei, când uh, ni se spune că Pavel a văzut cetatea, de fapt vedem că lucrurile stau puțin altfel. Puțin altfel. Versetul 16, Cate idolo, Cate idolo, adică înțesat, înțesat sau uh, tixită, tixită de idoli. Da? Așa a simțit Pavel când a mers acolo. El a simțit lumea spirituală, el a simțit ce duhuri sunt acolo, a simțit de ce e stăpânită și de ce e legată. N-a stat gură cască, wow, ce frumos e templul lui, lui templul zeiței Atena, uite, uite, zeița e în mijlocul templului, o statuie uriașă de aur, cu o sabie de aur, puteai să o vezi de la 40 de kilometri distanță și Pavel n-a zis wow, ce artă, vai, ce frumos, vai, ce coloane, ce, ce uh, măiestrie, uite, uite Panteonul și uh, adică toată colecția zei Olimpului, adunați acolo și așa mai departe. Nu, Pavel spune că uh, i s-a întărătat Duhul așa, și a văzut cetatea aceasta în care mișună idolii, da? Și de aceea va spune în versetul 22, când va începe cuvântarea, zice, să știți că am umblat prin cetatea voastră și vă găsesc să a fi niște oameni foarte religioși, da? Dar nu înseamnă și credincioși. Atenție! Săptămâna trecută, când și-au bătut joc de, de, de Mike Pence, de vicepreședintele țării noastre, de vicepreședintele Americii, doamna Behar și cu grupul ei de, de vrăjitoare sau cior nici nu, nici nu vreau să intru în, în evaluări de felul ăsta, dar și-au bătut joc de el și au spus așa. Înțelegem să te rogi lui Dumnezeu. Nici o problemă. Dar că Dumnezeu îți răspunde înapoi, asta nu mai înțelegem. Asta e diferența între religie și credință. Da? A fi religios înseamnă a avea un templu, că budist, că new age, că nu știu de care, te duci la templu, aprinzi lumânarea, faci metania, faci ce știu eu, ce altă coreografie religioasă și e ok, e ok să fii religios, asta, asta e opțiunea ta, probabil că te face să te simți bine, îți face bine, nu știu ce. Și suntem de acord cu asta, spuneau ele. Da să pretinzi ca Mike Pence că Dumnezeu îți vorbește, îți răspunde înapoi, asta e peste măsură. Nu se poate așa ceva. Da? Or, Pavel tocmai asta spune despre această cetate idolatră, despre acest popor idolatru, zice, v-am găsit religioși. Aveți temple peste temple, unde mergeți și aveți slujbe și vă închinați și faceți tot felul de lucruri. Dar nu comunicați cu Dumnezeu. Nu aveți legătură personală cu Dumnezeu. Mike Penn spune: "Mă scol dimineața, iau Biblia și împreună cu soția mea citim din Biblie și ne rugăm." Asta face orice american cu bun simț, orice american creștin din țara asta. Nu suntem special, nu suntem ieșiți din comun. Asta face un creștin și Dumnezeu îi vorbește, prin Scriptură îi vorbește, prin Duhul Sfânt îi vorbește. Și au zis, nu, nu se poate. Asta e, asta e dincolo de orice imaginație. Și au bătut joc de el. Dar tocmai asta e diferența între religios și credincios. Între credință și religie. Religia, da, te duci, te închini, faci acolo ce ai de făcut, dar credința, înseamnă o relație personală cu Domnul, o relație personală cu Isus Hristos, care este Domn și Mântuitor, cum spunem noi. Cum spunem? Personal. Personal. Nu? Billy Graham când făcea invitație, spune, nu, pot să, nu poate să facă nimeni asta pentru tine, nici mama, nici bunica, nici nimeni din familia ta, tu trebuie să faci personal. Trebuie să-L inviți pe Iisus Hristos în inima ta și să-L faci domn și stăpân al inimii tale. Adică să ai o relație personală. Mă înțelegeți? Și asta... Asta e o mare diferență. Și el a văzut țara, a văzut cetatea aceasta, Atena, plină de acești idoli. Apoi spune că ce a simțit, a simțit că îi se întărâta Duhul. Și acolo termenul în limba greacă este uh, paroxino, paroxino de unde se, se naște și este și rădăcina pentru cuvântul paroxism, adică o stare aproape de de criză. Cuvântul ăsta era folosit la început și în medicină pentru crizele de epilepsie. Este un termen medical, dar înseamnă o stare care te provoacă, care te stimulează, care te irită, care te stârnește și te stârnește pur și simplu la o, la o izbucnire, la o, la o indignare totală. da? Asta este și despre asta e vorba aici. În Vechiul Testament se vorbea despre relația lui Dumnezeu față de idolatrie și față de idoli și Dumnezeu avea o foarte mare indignare. Și spunea, ați ales între mine și idolii ăștia și voi ați ales idolii. Și asta pe mine mă stârnește la gelozie, mă stârnește la mânie și la, la, la acea mânie sfântă, la acea indignare sfântă. Exod 34, cu 14. Acea gelozie despre care vorbește Domnul și spune, uh, sunt gelos pentru voi. Da, Este uh, un teolog britanic, John Stott spunea, uh, gelozia este... Uh, resentimentul rivalilor, adică sigur că te simți și ai un sentiment din acesta de frustrare și de, de, de indignare totală, de gelozie, pentru că uh, cineva a ales între tine și un altul. Sigur că atunci când este păcătoasă, gelozia poate să aibă o conotație păcătoasă și uh, pentru că e vorba de invidie nu mai ești gelos, de fapt ești invidios că cineva are mai mult ca tine, că se descurcă mai bine ca tine și atunci gelozia capătă o conotație absolut negativă, păcătoasă. Dar este și o gelozie legitimă când, de exemplu, într-un legământ de căsătorie între doi care și-au jurat fidelitate și credință până la moarte, apare o a treia persoană. Și normal că este gelozia acolo, și normal că trebuie să-ți spese, și normal că te indignează la, 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 maxim. Și mai este, conform Scripturii, și o gelozie sfântă, acea gelozie pe care Dumnezeu o are ca și creator și ca răscumpărător a ființei umane. Când vede că ființa umană alege gunoaiele lumea acesteia, se închină la ele. Se închină banilor, se închină plăcerii, se închină lucrurilor, se închină naturii și lui Dumnezeu îi întoarce spatele. Da? Foarte, foarte grav. Acum, în încheiere, o să revenim, sigur, asta este doar introducerea pentru tabloul și pentru, pentru cadrul din Atena. O să avem predica celebră pe care o ține acolo pe, pe muntele lui, lui Marte, pe are o pag, dar ce vreau să mai precizez este că uh, Pavel, față de acești oameni, n-a avut un, sen un sentiment de respingere. A simțit idolii, a simțit puterea demonică, a simțit toate cele, a văzut uh, cum cetatea e plină de, de uh, falsuri și de religie din această falsă, dar asta nu înseamnă că a avut față de oameni o atitudine de respingere. Nu i-a blestemat, nu i-a respins, nu s-a izolat de ei, ci dacă observăm din textele care le-am citit, că s-a apropiat de ei și le-a vestit Evanghelia. S-a dus în sinagogă, a vorbit iudeilor, s-a dus în piață, a vorbit în fiecare zi, atenție, în fiecare zi, tuturor oamenilor pe care îi întâlnea, fără nicio diferență, nu zicea, ăla e alb, ăla e negru, ăla e parcă e din America Latină, nu vorbesc cu el, ăla e din India, nu vreau să am nimic. Nu, spune că în piață, în Agora, vorbea cu toți trecătorii, vorbea în fiecare zi, iar la Areopag vorbea cu filozofii, fie că e vorba de epicurieni, de cei care nu credeau că există Dumnezeu și trăiau în plăceri și în distracție și în ziua de azi, asta era filozofia lor, sau stoicii care credeau în divinitate, dar aveau o concepție ciudată despre divinitate. O să vorbim și o să dezvoltăm asta în lecția viitoare cu ajutorul Domnului. Ce este de învățat de aici este că noi, ca și creștini, mai ales în vremea de azi, trebuie să fim echipați să putem prezenta Evanghelia și să putem avea o discuție decentă și o discuție temeinică pe subiect Dumnezeu și Isus Hristos și în context religios, adică confesional, cum sunt atâtea confesiuni astăzi care se numesc creștine, și trebuie să avem o discuție. Să știm să avem un dialog, să știm să vedem ce ne unește, să știm să, să putem avea o, o, o foarte corectă și, și serioasă abordare, trebuie să putem să răspundem la nevoile de zi cu zi a oamenilor care nu vin la biserică, dar sunt în piață. Și ei nu cunosc Biblia, și ei nu cunosc termenii în limba greacă și nebraică și asta. Dar ei lor trebuie să le spui cum Evanghelia, cum Iisus Hristos răspunde la nevoia lor, de zi cu zi. Și trebuie să poți răspunde chiar și în fața filozofilor, sau dacă vreți, cum e astăzi, în fața științei. O să vorbim despre asta mult mai pe larg cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Deci desprindem aceste trei gânduri mari. La Tesalonic se pune uh, temelia, se pun bazele unei comunități foarte puternice, unde credința, nădejdea și dragostea sunt solid ancorate în Hristos și unde comunitatea aceea are impact uriaș în toată Macedonia, dar se și plătește un preț. Oriunde e lucru serios, se și plătește un preț. La bereia avem o altă latură pe care aproape am pierdut-o în creștinismul modern de astăzi, și anume scriptura în centru, preocuparea pentru scriptură, interesul pentru, pentru scriptură și ce spune scriptura și întregostiți de scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Atena, această pasiune de a-L prezenta pe Hristos în absolut orice context, că e sinagogă, că e piață, că e academia și între filozofi, între oameni de știință, trebuie să poți să-L prezinți pe Hristos. Oare noi avem aceste trei caracteristici? Adică suntem noi o pildă, credința, nădejdea și dragostea care să meargă dincolo de pereții aceștia? Oare suntem noi, ca bereia, preocupați de scriptură, de cuvântul lui Dumnezeu? Oare putem, pentru lumea aceasta care nu vrea să audă de Dumnezeu, putem să prezentăm Evanghelia în așa fel încât să o poată pricepe, să o poată primi, indiferent că e în context religios, indiferent că e în piață sau e la școală, la universitate? Dacă îl avem pe Hristos, Domn și stăpân, împărat al inimii noastre, se poate. Și o să învățăm cum a făcut Pavel asta în Atena și cum a prezentat pe Hristos în acel context extraordinar de îmbăxit, de, de idoli, de, de, de păcat, de, de falsuri, de religie, dar nu de Hristos. Haideți să ne ridicăm, ne ridicăm la rugăciune ne ridicăm să-i mulțumim Domnului că ne-a chemat, că ne-a descoperit mântuirea, să ne rugăm Domnului ca dragostea, credința și nădejdea să fie atât de reale și atât de practice în viața noastră, încât pilda noastră, pilda și exemplul să poată fi un impact și, și, și o motivare pentru cei din jur, să ne întoarcem la Scriptură, să nu mai tolerăm, să nu mai acceptăm tot felul de lucruri care absolut n-au nimic de face cu Biblia, să ne preocupe Biblia, Scriptura, Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dar mai mult și mai mult să ducem pe Hristos lumii care nu-L cunoaște, care nu-L are, indiferent în ce context ar fi, și să-L prezentăm pe El și numai pe El. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute la aceasta.